Da, ușor așa, să nu deranjăm portul, dar... Să cu mâinile bună seara, nu știu dacă am apucat să vă spun. Vreau să-mi permiteți să cânt în prima audiție o melodie de dragoste care încearcă să promoveze în felul său turismul românesc și investițiile străine în România. Seara! Laudat și am pierdut începutul. Dragi străini, țara e frumoasă, de-aia vrem să vină străini, să o vadă, să se plimbe și lat pe terasă, zic, autostradă. Deci veniți, dragi străini, la noi la fel ca în Seychelles. Adică ce vreau să zic, e că o să vă coste la fel. Aici, 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 e țara mea, locul meu, strada mea, un singur bec. E locul care viața care vreau să-mi petrec. E adevărat, e adevărat că sunt și prea bătrân să plec. Prea bătrân să plec, dragi trei. Veniți acum, pe bune, ar trebui să vă grăbiți, ca să prindeți mulții, acum cât mai sunt în păduriți. Vizitați-le mai repede, dar m-ați întrebat, rămâne așa fără discuție. Vizitați-le mai repede, comparați-vă de o fermă. Veniți acum cât mai avem câteva moteche și temă. Aici, 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 aici. E țara mea, e blocul meu, e strada mea, un singur bec. E locul care viața-mi vreau să-mi petrec. E adevărat, e adevărat că sunt și prea bătrân să plec. Prea bătrân să plec, astăzi. La banii noștri câte 200 de tone de aur nu mai contează, așa cum mai bine tot în două aur. Voi știți cum se exploatează. Și oamenii globale, așa că să nu vorbim cu ură. Ce dacă o să fie Rușia Montană? Un pic mai mult de ce am urmă. Aici, 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 e țara mea, locul meu, strada mea, cu singurul meu. E locul care vreau să-mi vreau să-mi petrec. E adevărat, e adevărat că sunt și bravă când să plec. Bravă când să plec, în fine, vreau să trăim. Veniți și faceți ce vreți, că noi n-o să ne supărăm. Dar să știți că există un lucru pe care n-o să-l acceptăm. Așa că vă avertizăm, vă spunem chiar cu vehemență. N-o să lăsăm un străin să se bage sistemul medical de urgență. Chiar dacă el a conceput, chiar dacă el a pus pe picioare, asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm în continuare. Oh, nu, de ce? Pentru că aici e țara.